afle descinderea ale polițiștilor din Mehedinți într-un dosar de tâlhărie și lipsire de libertate. 7 indivizi periculoși au fost ridicați și reținuți de la mai multe adrese din Constanța. Scene ireale la Ministerul Agriculturii din România. Ministrul Daia a susținut o conferință de presă în care a citit un comunicat. Și cel puțin 85 de persoane au fost ucise și mai mult de 322 au fost rănite într-o busculadă în Yemen. Tragedia a avut loc în timpul unui eveniment caritabil în capitala Sana'a. Daniel Osmanovici vă prezintă Focus. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ample descindere ale polițiștilor din Mehedinți într-un dosar de tâlhărie și lipsire de libertate. 7 indivizi periculoși au fost ridicați de la mai multe adrese din Constanța și au fost duși la audier la IPJ Mehedinți după ce la finele lunii ianuarie au oprit în trafic și tâlhărit 3 tineri, 2 din județul Gorj și unul din Mehedinți. Toți cei 7 au fost reținuți pentru 24 de ore. Scenele teribile s-au produs într-o zonă pustie pe Valea Cernei, între băile Herculane și orașul Baia de Aramă. Tinerii circulau pe DN67D când două autoturisme dotate cu semnale luminoase specifice mașinilor de poliție le-au blocat drumul atât din spate cât și din față. Din cele două autoturisme au coborât 6 indivizi mascați cu cagule pe față care i-au lovit și amenințat pe cei 3 ocupanți ai mașinii oprite. Apoi au legat la mâini și la picioare cu brățări din plastic, le-au luat telefoanele, i-au abandonat în autoturism și au dispărut. De ce i-ați atacat? S-au desfășurat percheziții, s-au ridicat înscrisuri, documente, obiecte. În faza incipientă discutăm despre două infracțiuni, lipsire de libertate și tâlhărie. Tinerii au fost găsiți în pădure de un bărbat care a anunțat polițiștii, iar aceștia au demarat o anchetă finalizată în aceste zile. Timp de mai multe săptămâni, anchetatorii au vizualizat imagini de pe mai multe camere de supraveghere și au reușit să dea de urmă autoturismelor și apoi de indivizii pe care i-au ridicat din Constanța. De ce v-au ridicat? Dosarul a intrat inclusiv în atenția DIICOT, tâlharii fiind suspectați că sunt implicați și în traficul de droguri. De altfel, unul dintre cei 7 indivizi a fost reținut de procurorii DIICOT în Constanța, iar ceilalți 6 au fost audiați la IPJ Mehedinți toată noaptea sub acuzația de tâlhărie și lipsire de libertate. Cine a spart camera de supraveghere amplasată la intrarea în bloc și de ce? Acestea au fost întrebările pe care și le-au pus locatarii blocului de pe strada George Coșbuc din Baia Mare. Răspunsurile au venit după ce au reușit să recupereze imaginile registrate și așa au aflat că în noaptea de înviere, un bărbat între 25 și 30 de ani a încercat să spargă lacătul unei anexe a blocului pentru a sustrage bunuri depozitate acolo. Iată imaginile. Individul s-a chinuit minute bune să deschidă ușa, însă nu a reușit. După ce și-a aprins o țigară, a încercat din nou. Nu a reușit, atunci a observat camera de supraveghere care îi urmărea fiecare mișcare. Crezând că imaginile se vor pierde, individul a distrus camera. Medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș au reușit 2 intervenții deosebite în mai puțin de 24 de ore. Cine sunt beneficiarii acestora și cum se simt, aflați în scurt timp la Focus. Tragedie fără margini în localitatea ieșeană Lețcani. Un băiețel de 3 ani a murit strivit de un tir pe o trecere de pietoni. Frățiorul lui de 6 ani a scăpat cu viață. Cei doi traversau strada regulamentar împreună cu tatăl lor, dar șoferul nu a mai putut opri mastodontul. Aseară băiețelul salvat a fost externat, iar tatăl lui a rămas internat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragicul accident a avut loc pe drumul național 28 în localitatea Lețcani. Martorii spun că tatăl copiilor îl ținea pe băiatul de 3 ani în brațe, iar pe cel de 6 ani de mână, când a început să traverseze petrecerea de pietoni. Șoferul tirului care se apropia nu i-a observat însă, așa că nu a reușit să frâneze la timp. De urgență au fost direcționate 2 autospeciale de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat, echipajul de terapie intensivă mobilă cu un medic și 2 echipaje medicale de la serviciul de ambulanță județean Iași.
Lovit violent de tir, tatăl a scăpat băiețelul de 3 ani din brațe, iar acesta nu a mai avut nicio șansă. Din păcate, cel mai micuț dintre copii, după impactul cu tirul, a prezentat leziuni incompatibile cu supraviețuirea. Tatăl și băiatul de 6 ani au scăpat cu viață. Cel mic a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Este conștient, hemodinamic stabil, cooperant, contuzie de bazin. Se continuă investigațiile, sperăm pe un rezultat favorabil. Prognosticul este unul pozitiv din partea medicilor. Tatăl avea un traumatism craniocerebral și craniofacial, mai multe contuzii. Polițiștii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat și cum s-a produs tragedia. Conducătorul auto a fost testat alcoscopic, rezultatul fiind negativ. Pe numele șoferului de tir a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Panică într-un microbus care transporta turiști în Slănic, în Salina, Slănic, Prahova. Geamul mașinii în care călătoreau oamenii s-a făcut țăndări, iar aceștia s-au speriat și l-au luat la rost pe șofer. Dacă am o problemă la mașină, nu plec cu ea, așa și dumneata. E șofer, trebuie să-mi asigur siguranță. Dar știți care-i treaba? Era dublura de la geam și nu era... Care dublura, omule? Că-mi băga mâna să bălângânea de când am plecat, am tot. Dar n-am văzut, vreau să mă iertă. Dar v-a zis soțul că pică geamul pe noi. Este datoria dumneavoastră să vă faceți, înainte să plecați undeva, să vă uitați la mașină. De m-am uitat și nu era... Mă pune, eu cred că mă trebuie pe ochelarii. Singura replică pe care cel aflat la volan a putut să le dea pasagerilor speriați a fost că va merge mai încet până la destinație. De ani întregi, autoritățile se chinuie să refacă liftul după accidentul din august 2014. Coborârea în subteran se face cu microbuze vechi, pline de rugină, cu tapiserie murdară și în care miroase îngrozitor a gaze, spun cei care le-au folosit. O banală joacă în parc s-a terminat la spital pentru mai mulți copii din Bistrița. Nu s-ar fi întâmplat însă așa dacă părinții nu i-ar fi lăsat nesupravegheați și nu le-ar fi permis să folosească leagănele destinate copiilor cu dizabilități. Pentru că situația se repeta, autoritățile locale au fost nevoite să sigileze leagănele respective până când vor găsi o soluție. În ultima vreme, tot mai multe parcuri din România au fost amenajate în locurile de joacă astfel de leagăne care pot fi periculoase pentru copii obișnuiți cu cele normale. Cei doi copii din Bistrița, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 8, s-au jucat pe leagănele speciale și s-au ales cu fracturi la picioare. Nu e de mirare, pentru că aceste leagăne au altă structură. Aceste leagăne, destinate exclusiv copiilor cu dizabilități, sunt semnalizate cu aceste panouri pe care scrie clar: atenție, echipamente destinate exclusiv persoanelor cu dizabilități. Sunt mult mai greu de manevrat față de leagănele clasice, astfel că accidentele sunt inevitabile dacă nu ești însoțit de un adult atunci când le folosești. Curioși, copiii s-au aventurat la joacă fără să-și dea seama de pericol. Ambii au ajuns în gips. Este vorba despre o fetiță de 6 ani diagnosticată cu traumatism prin strivire al gleznei drepte și fractură la ambele oase ale gambei drepte și despre un băiat de 8 ani care a fost diagnosticat cu traumatism prin strivire al gleznei stângi și fractură la tibia stângă. Conform medicului de gardă, la UPU Pediatrie s-au mai înregistrat, din păcate, în această primăvară cazuri de copii accidentați la leagănul respectiv. Autoritățile cunosc problema leagănelor periculoase, dar spun că părinții sunt responsabili să și supravegheze și protejeze copiii. Regretăm că au existat și cazuri în care copii fără dizabilități, deși erau însoțiți de părinți, au fost victimele unor accidente nedorite ca efect al nerespectării regulilor de utilizare a dispozitivului. Primăria trebuie acum să găsească soluții pentru ca nimeni să nu mai aibă de suferit. Balansorul va fi blocat până la identificarea unei soluții prin care să poată fi utilizat exclusiv de persoanele cu dizabilități cărora le-a fost dedicat. Nu doar la Bistrița există astfel de leagăne, ci și în alte parcuri din țară, iar unii părinți le folosesc, deși copiilor nu au dizabilități. Nu e riscant? Cred că așa cum fac eu, nu. Adică poate că n-au fost supravegheați. Părinții sunt sfătuiți de specialiști să le explice celor mici că leagănele speciale pot fi periculoase, iar dacă aceștia sunt totuși curioși și vor să le folosească, e important să fie supravegheați când le încearcă. Istoria României e plină de enigme, iar una dintre ele este dispariția tablourilor regelui Carol I. Unde au ajuns acestea? Aflați imediat la Focus.
scene ireale aseară la Ministerul Agriculturii din România, țară membră a Uniunii Europene de mai bine de 16 ani. În plin scandal al exporturilor de cereale ucrainiene în Uniunea Europeană și sub amenințarea falimentării agriculturii românești din cauza prețurilor de dumping ale producătorilor din țara vecină, ministrul Petre Daia a organizat o conferință de presă în care a citit un comunicat. Conferința de presă a început cu o întârziere de 3 ore față de ce era inițial anunțat, iar ministrul Daia nu a acceptat să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliștilor. Și asta nu e tot. A vorbit despre sine la persoana a treia și chiar s-a încurcat de mai multe ori când citea de pe foaie. Iată cum a decurs conferința monolog susținută de Daia. Vă pun la dispoziție materialul pe care să-l folosiți. Întrebări nu vor fi, pentru că toate răspunsurile sunt în acest material. Din partea României a participat ministrul agriculturii și președintele ANSVSA, iată, este lângă mine. Ministrul agriculturii a informat că ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și România au făcut propuneri vicepreședintelui Comisiei Europene, Valdis Drobovskis. Ministrul agriculturii ucrainean a solicitat o întrevedere tet-a-tet cu ministrul român. Întâlnirea va avea loc vineri, 21 aprilie, orele 9, la București. Ministrul agriculturii a avut o întâlnire în format videoconferință în cadrul căreia a purtat discuții cu omologii din Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. România va continua să permită tranzitul de cereale către state terțe, a anunțat ministrul agriculturii. Petre Daia a mai spus că Polonia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și țara noastră nu au ajuns la un acord. Iar comisarii europeni au cerut ca problema să fie rezolvată până la finalul săptămânii. De asemenea, România a luat măsura de intensificare a verificării în vamă a calității produselor importate din Ucraina conform legislației europene și va sigila tirurile cu cereale care tranzitează România. Într-o piață sufocată pur și simplu de legume și fructe aduse din import, șansele ca produsele române să ajungă pe rafturi sunt foarte mici, fără spații de depozitare dotate corespunzător. Marfa autohtonă bio riscă să nu mai ajungă să fie cumpărată. Fermierilor români le este foarte greu să țină pasul cu exigențele supermarketurilor legate de modul în care trebuie să arate și să reziste produsele. Iar afacerile le sunt îngropate și de lipsa măsurilor de ajutor din partea statului. Fermierii români se plâng de faptul că produsele lor nu ajung să fie acceptate în hipermarketuri. Marile lanțuri de retail sunt foarte exigente cu legumele și fructele produse în România, mai ales cele care nu sunt conforme cu normele lor. Alimentele trebuie să arate cât mai bine, să nu fie diferențe mari de dimensiune între produse din același soi și, foarte important, să aibă o viață cât mai lungă la raft. În plus, autoritățile îi susțin prea puțin pe fermieri. Cea mai mare problemă o avem cu autoritățile care ne calcă pragul. Aici avem o problemă și o diferență între România, între instituțiile statului din România și instituțiile statului din Germania, cel puțin acolo unde am locuit și unde activează afacerea, acolo organele de control vin și te sprijină. În schimb, în România, autoritățile statului te văd ca un infractor. Viața produselor cu etichetă bio crescute ca la țară este principala problemă a marilor lanțuri de retail. Am recoltat salata fără niciun erbicid, cum spuneam, cât mai natural, prăjită mecanic și cu oamenii. Bineînțeles, în momentul când ai recoltat-o, la cotură oxidează. Am recoltat-o la ora, exact, între ora 9 și 12, la ora 2 era în depozit și mi-a refuzat produsul pentru că oxidase în câteva ore. Nu se poate așa ceva. Arăta impecabil, asta și confirmat, dar a oxidat la cotură. Dar pentru a avea un produs care arată cât mai bine, fără a-și pierde din gust, fermierii trebuie să facă investiții în tehnologie, iar acestea sunt de multe ori prea costisitoare. Când vine vorba de produse perisabile, o altă problemă foarte importantă este modul în care ele trebuie să fie pregătite în așa fel încât să poată să ajungă la raft. Mere care trebuie să fie ținute într-un mediu lipsit de oxigen pentru o perioadă destul de lungă de timp, în așa fel încât ele să dezvolte o rezistență mai mare la transport și la expunerea la raft. Mulți dintre producătorii români nu au facilitățile necesare. Însă tocmai produsele care arată perfect ar trebui să fie cele care să ne dea de gândit.
Un produs perfect care arată ca o jucărie sau ca un bibelou ar trebui să ne pună un mare semn de întrebare, că sigur nu vine doar de la mama natură. Un produs crescut în curtea producătorului este clar că nu are cum să fie perfect. Are o lovitură, are o pată, are ceva. Toate aceste produse ar trebui să înțelegem că sunt mai aproape de ce era la bunica în curte. Pentru a putea vinde către marile lanțuri de retail, fermierii trebuie să aibă și o producție ridicată. Hipermarketurile negociază cantități mari, pe care apoi le trimit către depozite, ca ulterior să ajungă în magazine. Multe produse bio s-ar putea strica pe acest drum, motiv pentru care sunt respinse. Maraton de transplanturi cardiace la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Un tânăr de 30 de ani a primit inima unui bărbat de 53 de ani din București, iar o tânără de 24 de ani din capital a primit inima unei adolescente de 16 ani, victima unui accident rutier. Prima prelevare s-a efectuat la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Cordul a ajuns la Târgu Mureș cu ajutorul unui avion militar. Transplantul cardiac este singura soluție de vindecare a pacienților aflați în stadiu avansat de insuficiență cardiacă. Bineînțeles că există tot felul de tratamente, de medicamente, de droguri noi introduse. Există și soluții temporare, ca și bridge to transplant, dar nimic nu poate să înlocuiască transplantul cardiac. Al doilea cord a ajuns la o studentă de medicină din București, care se afla de 3 ani pe lista de așteptare. Ne bucurăm că suntem la capătul a 24-30 de ore de intensă activitate, dar nimic nu este prea mult dacă la sfârșit ne bucurăm de succes, mai ales pentru, repet, pentru niște pacienți a căror perspective erau foarte sumbre. Aproximativ 10%, 2-3 corduri din 10 prelevări se pot lua. De aceea și numărul transplantelor cardiace proporțional sunt mai reduse decât transplantele de rinichi și de ficat. Mama Irinei, rezidenta care a primit o inimă nouă de la un adolescent în moarte cerebrală, este în culmea fericirii. Ea a avut șansa să fie ajutată pe loc. Familia fetiței de 17 ani a dăruit o nouă viață pentru copilul nostru. Un copil care nu vă puteți imagina cum a putut să facă medicină din 2021 până acum și să ia rezidențiatul în condițiile în care inima funcționa, cum spunea domnul doctor dimineață, măi, tu crezi că dacă strecem pe foaie 10% fracția înseamnă că e 10? În ciuda acestor două succese, puțini români au șansa unui transplant, deoarece sunt puțini donatori. În lume, la fiecare 2 minute, o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. Iar în România, anual, aproape 2000 de femei pierd lupta cu această boală. E crunta realitate pe care o trăim. Infecția cu HPV poate fi prevenită prin vaccinare. În țara noastră, doar fetele până la 18 ani beneficiază de gratuitate la vaccinare. Asta deși și băieții care au virusul se pot îmbolnăvi de tipuri grave de cancer. Ministrul Sănătății spune că până la sfârșitul anului și băieții vor putea face acest vaccin, dar compensat, astfel încât să nu plătească suma întreagă. Infecția cu HPV poate duce la cancerul de col uterin. Sunt peste 120 de tulpini, dintre care 15 pot fi cauza acestei boli. Vaccinarea fetelor cu vârste între 11 și 18 ani este gratuită și poate preveni apariția bolii. Există câteva tipuri numite HPV high risk, adică cele care, dacă rămân persistente la nivelul colului uterin al femeii, pot declanșa, nu e obligator, dar pot declanșa un cancer de col într-un număr de ani. Ne interesează să ne vaccinăm împotriva celor virusuri dovedite ca fiind implicate în geneza cancerului de col. Și, într-adevăr, asta conține vaccinul. 9 tulpini care, fiind prezente în compoziția vaccinului, generează anticorpi. Vaccinarea împotriva HPV se face în cabinetele medicilor de familie. Pentru fetele între 11 și 15 ani este nevoie de 2 doze, iar pentru cele de peste 15 ani este nevoie și de o a treia doză pentru o protecție completă. În România, băieții nu beneficiază de gratuitate la vaccinare, deși acest lucru este foarte important, spun medicii. E foarte importantă vaccinarea băieților, lucrurile au devenit clare în
ultimii ani. În felul acesta, pe de-o parte, se reduce masa de persoane care pot contacta virusul și se reduce transmiterea virusului HPV și, pe de altă parte, protejează băieții de dezvoltarea unor boli asociate virusului HPV. La băieți, virusul HPV poate duce la cancer la gât, cap și chiar anal. Sunt zeci de țări din Europa care au introdus vaccinarea gratuită împotriva HPV pentru băieți, printre ele și Spania. În Spania se administrează vaccinul HPV și pentru băieții peste 12 ani. Este o măsură luată la presiunea medicilor, care au spus că și băieții și fetele sunt afectați în mod egal de virusul papiloma. Medicii de familie sunt cei care administrează gratuit acest vaccin conform schemei individuale de vaccinare. Este o măsură de succes. De ce? Pentru că de la începutul anului, aici în Castellón, de exemplu, au fost vaccinate 7.000 de fete peste 12 ani și tot atâția băieți. O singură doză de vaccin costă în jur de 600 de lei. Ministerul Sănătății a anunțat că în acest an va avea loc o campanie națională de informare. În plus, până la sfârșitul anului, ministerul își propune să compenseze vaccinurile pentru băieți, dar și pentru femeile de peste 18 ani. S-a luat în discuție în Comitetul Național de Vaccinologie oportunitatea vaccinării băieților și băieții, în mod evident, sunt implicați în răspândirea virusului. S-a luat în discuție acest lucru. E oricum e o chestiune progresivă. Ne dorim ca și pentru băieți să existe o facilitate pentru a încuraja vaccinarea și implicit a reduce circulația virusurilor HPV care provoacă atâta suferință. Primul vaccin HPV a fost disponibil în 2006. La noi în țară, prima campanie națională de vaccinare a avut loc în 2008, însă a fost un eșec. Doar 2% dintre fetele între 9 și 11 ani s-au vaccinat. Pe plan mondial, la fiecare 2 minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. În fiecare an, peste 270.000 de femei sunt diagnosticate cu acest tip de cancer. În România, anual, peste 4.000 de femei primesc acest diagnostic, iar din păcate, peste 1.900 mor din cauza acestei boli. Amalia Chiriță, Prima TV. Istoria României plină de enigme. Una dintre cele mai interesante se referă la tablourile regelui Carol I. O parte dintre acestea, inclusiv lucrări ale renumitului pictor spaniol Goya, au dispărut misterios din țară. Comuniștii ar fi încercat la un moment dat să le recupereze, povestește Teodor Stolojan, dar fără succes. Iubitor al artelor, primul rege al României a avut o colecție de peste 200 de tablouri. Un catalog întocmit de bibliotecarul monarhului s-a tipărit la Paris în 1898. Un an mai târziu, Carol I includea colecția în testament. Galeria mea de tablouri, tocmai cum este descrisă în catalogul ilustrat al bibliotecarului meu Bahelin, va rămâne pentru totdeauna și în întregul său în țară, ca proprietatea coroanei României, lăsa scris regele Carol I. Pentru totdeauna a fost însă un termen prea optimist. Parte din moștenirea culturală s-a pierdut de-a lungul anilor. Când au venit comuniștii la putere, s-a luat acest inventar și s-a descoperit că lipseau 42 de tablouri, între care 6 sau 7 de Goya, care la un moment dat ambasada României din Portugalia sau Spania, nu mai rețin, a sesizat statul român că 2 sau 3 tablouri au apărut la o licitație și în momentul acela România, sigur, pe aprobarea lui Ceaușescu, a declanșat un proces în Portugalia sau Spania pentru a opri licitația și pentru a recupera acele tablouri. Numai că procesul nu a fost finalizat niciodată. De ce nu s-au continuat procesele? Pentru că firma de avocați care fusese angajată de statul român ca să ducă aceste procese tot cerea câte 100 de mii de dolari, câte 100 de mii de dolari și la un moment dat Ceaușescu, el sau ea, după unele zvonuri, ea ar fi zis, dom'le, ne oprim că ăștia ne tot cer bani și nu rezolvă nimic. Care a fost traiectoria tablourilor dispărute și unde se află acum sunt lucruri care rămân un mister. Ne întoarcem la soții Ceaușescu, care dețineau și ei numeroase tablouri. Nu puteau fi numiți colecționari, spun istoricii. Omul simplu, satul românesc, dar și florile erau temele preferate ale lui Nicolae Ceaușescu în materie de pictură. Tablourile pe care le deținea aparțineau unor nume mari din pictura românească. Exista apoi obiceiul, și astăzi s-a păstrat, să se facă niște cadouri valoroase
unor oameni de care depindea ascensiunea ta. Ori Ceaușescu era secretar cu organizatorii cu mulți ani și putea să primească în această calitate lucruri de mare, mare valoare, cum ar fi un tablou de Grigorescu sau de Tonița. Dintre toate artele, cinematografia era preferată a cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, spune Lavinia Betea, autoare a numeroase cărți despre viața celor doi. În tinerețe, frecventau cinematografele să vadă filmele din epoca de aur de la Hollywood. Mai târziu, serialele Dallas și Kojak s-au numărat printre favoritele lui Ceaușescu. Interesant este și felul în care Nicolae Ceaușescu și-a format cultura generală, cu ani înainte de a deveni președinte, în închisoare. El a petrecut aproape 6 ani și jumătate în închisoare și lagăr, în perioada interbelică și în anii războiului. Erau printre deținuții aceștia politici oameni mai cultivați care țineau cursuri. Penitenciarele aveau biblioteci la dispoziția deținuților politici și acolo va fi citit Ceaușescu literatură, poezie clasică românească. Un dictator care s-a cultivat în închisoare, tablouri faimoase dispărute, toate acestea fac parte din istoria fascinantă a României, care se scrie mai departe. Astăzi are loc o nouă încercare de lansare a rachetei Starship, e vehiculul cu care sperăm să ajungem din nou pe Lună și Marte. Aflați mai multe detalii imediat la Focus. Cei care au rămas în Kherson au învățat să trăiască cu bombardamentele și cu frica, când exploziile se opresc din când în când, dintr-o casă se aude un pian. Ca un imn și ca un triumf al vieții în fața morții, al creației în fața distrugerii. Ecaterina, pianista din Kherson, e pe jumătate româncă. Cântați la pian ca să mai acoperiți zgomotul bombelor? Da, când bombează tare, eu cânt la pian. Ecaterina are 78 de ani și s-a născut la Cernăuzi într-o mamă poloneză și un tată român. Viața a dus-o însă în Kherson, unde a lucrat ca profesoară de psihologie, înainte să se pensioneze. În locul unei bătrânezi liniștite, trăiește acum realitatea războiului. Cum e, doamnă, viața aici? Cum trăim aici? În fiecare zi și în fiecare noapte splădează și împușcă și fugim și ne ascundem și de făcut, așa trăim. În ciuda fricii, inima nu a lăsat-o să-și lase casa în urmă. Dar nu vă temeți că o bombă din asta, o rachetă, ar putea să cadă mai aproape aici? Da, dar au fost aici, îndată voi duci aici, leac mai la vale și vedeți ce s-a făcut acolo. În curte, la cineva, în casă sau? Da, au stricat casă. Ecaterina a mers cu noi și ne-a arătat distrugerile, ce a rămas în urma bombardamentelor. Mai stă nimeni pe aici? Tare puțină lume trăiește. Și acolo tot a stricat. Sunt oameni care mor de foame în casă? Da, sunt. Foamea este o altă realitate a războiului, pe lângă sunetul armelor, care pare că nu mai încetează. Mai târziu odată vor începe. Da? Da, da. Muzica pianului și florile pe care a continuat să le planteze înfrumusețează viața chiar și în vreme de război. Doamna Ecaterina locuiește singură, fiindcă e văduvă de mulți ani. Soțul i-a murit în Afganistan, acolo unde a luptat în armata sovietică. Nu a putut nici măcar să-l îngroape. S-a pierdut. Mi-a trimis scrisoare că prapal bezvesti, că noi. L-am așteptat 18 ani. Am așteptat, am crescut copii. 4 copii a crescut, 2 biologici și 2 adoptați. Acum fiecare are rostul lui. Una dintre fiice a rămas și în Kherson, unde lucrează ca medic stomatolog. Așteptăm în fiecare zi să ne spui că s-a terminat războiul. Până când războiul se va sfârși, în Khersonul sfârșia de bombe printre ruinele caselor și vieților care au fost cândva, Ecaterina cântă. Și astfel, umanitatea continuă. O
Obișnuiți cu alarmele și rachetele care le brăzdează cerul, ucrainienii au mai avut parte de o sperietură noaptea trecută. Un satelit NASA s-a prăbușit și a fost observat pe cerul Kievului. Incidentul a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare. Administratorul militar al Kievului a anunțat că a fost activată alerta aeriană, dar că nu a intrat în acțiune. La scurt timp după activarea alarmei, forțele aeriene ucrainiene au susținut că fulgerul a fost legat de căderea unui satelit, afirmând totodată că acest lucru nu a fost încă clarificat. Cel puțin 85 de persoane au fost ucise și mai mult de 322 au fost rănite într-o busculadă în Yemen. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc în timpul unui eveniment caritabil în capitala Sanaa, controlată de rebeli. Yemenul, cea mai săracă țară din peninsula arabă, a fost sfâșiată din 2014 de un conflict între rebelii Houthi, susținuți de Iran, și forțele pro-guvernamentale, susținute de coaliția militară condusă de Arabia Saudită. Războiul a provocat sute de mii de morți și a aruncat o populație de aproximativ 30 de milioane de oameni într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, potrivit ONU. SpaceX încearcă din nou astăzi să lanseze în spațiu cea mai mare rachetă din lume destinată călătoriilor pe Lună și Marte. Fereastra de lansare se va deschide la ora 13:28 de minute ora României și se închide la ora 14:30. Luna, o primă încercare de lansare a fost anulată în ultimele minute din cauza unei probleme tehnice. Starship are 120 de metri și este cea mai înaltă, mai înaltă decât noua mega rachetă a NASA, cunoscută drept SLS, care are 98 de metri înălțime. Dar și față de legendara Saturn 5, racheta care a participat la programul lunar Apollo. De asemenea, forța de decolare a navetei este de așteptat să fie de aproximativ de două ori mai puternică decât a precedentelor rachete. Starship a fost aleasă de NASA să ducă astronauții pe suprafața lunară pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol. Bazinul olimpic din Pitești poate găzdui în sfârșit competiții sportive internaționale. După aproape 3 ani și o investiție de 10 milioane de lei, lucrările de reabilitare s-au terminat. La baza de natație piteșteană totul a fost modernizat. De la cele două bazine, vestiare, săli de forță și recuperare, până la acoperiș, instalațiile, exteriorul bazinului și chiar și parcarea. Condițiile excelente oferite au fost evidențiate și de invitații prezenți la inaugurare. Este un bazin modern, este un bazin ca cele internaționale, de aceea este și omologat pentru organizare de competiții internaționale și vom începe încă de anul acesta cu primul campionat național după mulți ani. Este ceva excepțional, vă dați seama, nu există decât cuvinte de laudă, dacă oricine ar sta să analizeze tot bazinul și dacă vrei să găsești ceva în neregulă, nu poți. Cel puțin eu asta am stat să-l observ, mai ales că știu cum arăta înainte și cu ce ne-a așteptat în acest moment, este ceva deosebit. Gândiți-vă puțin la beneficiul pe care acest bazin îl are pentru copii, pentru tânăra generație, pentru părinți. Ăsta este cel mai mare câștig pe care îl are o infrastructură de acest gen. Atâta vreme cât vocea autorizată ca cea doamnei Camelia Pote, ca domnului președinte Covaliu sau Robert Glin să spun că ce vedem astăzi arată exact ca un bazin olimpic modern, nu pot să fiu decât mulțumit. La finalul acestei săptămâni, bazinul olimpic piteștean va găzdui o competiție de not la care vor lua parte 400 de copii din întreaga țară. De luni, acesta va fi deschis tuturor piteștenilor iubitori de natație. Manchester City și Inter Milano s-au calificat aseară în semifinalele Ligii Campionilor. Cine le vor fi adversarii, vă spunem în scurt timp la Focus după publicitate. Și acum e timpul să vorbim un pic despre vreme. Cum se e la gala Oscar? E bine? E frumos? E bine, e frumos. Bună dimineața, Daniel. Bun găsit tuturor. Temperaturile se vor situa în jurul celor normale perioade, astfel încât astăzi maximele vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade. În capitală maxima se va opri undeva pe la 18 grade. Vom avea parte și de precipitații, unde exact vă spun imediat după generic.
Dar haideți să vedem pentru început ce se întâmplă pe continent, așadar în partea nord-vestică, sud-vestică, central, estică, nordică și de nord-est a Europei. Vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil și doar izolat va ploua slab. În restul continentului vor fi înorări și va ploua, iar în zonele de munte vor fi precipitații mixte. Temperaturile vor crește în centrul și în nordul Europei și vor scădea în vest. La noi în țară, astăzi, maximele vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade. Vor mai fi averse și descărcări electrice în regiunile sudice, estice, la munte, local în centru și pe suprafețe mai mici și în restul teritoriului. În sud, cantitățile de apă vor fi însemnate și este posibil să cadă și grindină. În zona montană înaltă, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, sud-est și pe crestele montane. Mâine, temperaturile maxime se vor situa între 11 și 21 de grade, cerul va fi temporar noros și va ploua în regiunile sudice și la munte, dar și pe arii restrânse în rest. Pe crestele montane, la altitudini de peste 1800 de metri, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea ușoare intensificări în est, sud-est, dar și pe crestele Carpaților orientali. Sâmbătă, cerul va avea înorări temporare în majoritatea regiunilor, va ploua în zona Carpaților meridionali și de curbură și pe spații mici și în restul țării, în special în regiunile sudice. Pe creste sunt anunțate precipitații mixte, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele se vor situa între 14 și 19 grade. În capitală, astăzi, termometrele vor indica o maximă de 18 grade. Cerul va fi acoperit de nori și vor mai fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul își va face și el simțită prezența. Mâine, trecător, vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperatura se va apropia de cea normală perioadei, astfel că la amiază vor fi cam 17 grade. Sâmbătă, cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei se va înora și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Maxima va urca până pe la 18 grade. Și la munte sunt anunțate averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și este posibil să cadă și grindină. În zona înaltă, trecător vor fi precipitații mixte. Vântul va fi activ pe creste, iar temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Numai bine! Și în doar câteva minute, Raluca Alhadad vă așteaptă pe Prima News cu 3 ore de știri și dezbateri. Bună dimineața, Raluca! Ce se întâmplă azi? Bună dimineața! Astăzi vorbim întâi despre războiul din Ucraina. Iată, Putin vizitează teritoriile Herson și Lugansk, face mișcări de imagine, în timp ce condamnarea lui internațională merge înainte. Încă nu știm sursa ori beneficiarul real al scurgerilor de informații, dar Putin spionează țările nordice, pare preocupat de rețelele electrice și de la el din țară și nu numai. La 10 discutăm despre job-uri și demisii, să vedem dacă începe marea demisie și la noi, iar de la 11 despre clasa politică. Mulțumesc frumos, Raluca. Doamnelor și domnilor, Focus 8 se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro, dar și pe pagina de Facebook a știrilor Focus. Rămâneți așadar pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. Vă doresc o zi excelentă în continuare. La revedere!